seara de ajun. I-au mâncat privirea ciorile, dar el și-a lăsat, dar el și-a lăsat printre noi morile. În fiecare dimineață mă îmbrac în Don Quixote, iau o lance împrumut de la copii, încalec pe punctul 8 de la Timișoara și plecam de unde veni. Morile de vânt sunt aici și acolo, ele au aripi mari de hârtie. N-o să știu niciodată, niciodată, dacă sunt 10 sau 1000. Mă lupt cu ele numărând copii, nepoții, bunicii, părinții. Lancea mi se tocește, mi se tocește, și atunci lupt cu ghearele și cu dinții. Hârtia din mori mă-nfășoară ca lină, din ea răsar cuvinte și cuvinte. Abia acum îmi dau seama că tot de hârtie sunt și crucile de pe morminte. Morile de vânt sunt aici și acolo, ele au aripi mari de hârtie. N-o să știu niciodată, niciodată, dacă sunt 10 sau 1000. Aș vrea să renunț să mai fiu Don Quixote. Copiii îmi pun lancea în mână brâzând și mă trimit zi de zi, zi de zi, să mă lupt cu moara de vânt. Voi învăța într-o zi să ard ca o flacără de la focul cel veșnic dintre pământul. Și atunci hârtia din mori va arde, va arde, iar cuvintele vor fugi în cele 4 vânturi. Eu nu voi mai fi atunci pe potrivă acestei lumi de hârtie și de vânt. Am să plec la focul cel veșnic și atunci voi avea o cruce de piatră pe pământ. Morile de vânt sunt aici și acolo, ele au aripi mari de hârtie. N-o să știu niciodată, niciodată, dacă sunt 10 sau 1000.